mă împinge, mă, mucața, spus. A ce nu depășesc linia, gata, stai că nu depășesc. Știrea de ultimă oră la știri în Curugol, newsflash. Reprezint compania de zbor aerian pe sus pe cer, Cocal Air. Tu acum zic ăștia, Cocal Air, auzi. Am venit să vă anunț că la bordul avioanelor noastre se vor asculta exclusiv manele, frate. O companie din care nu vor lipsi din meniu micii și ceafa de porc. Aparatele noastre zboară cu geamurile deschise, pentru ca toți cocalarii care n-au mai prins bilet săraci în avionul ăsta din celelalte avioane să audă și muzica, frate. Aceste aparate vor merge până la soare, ca și el să asculte manele, frate. E o problemă. Ce? La soare nu se poate merge. A? E căldură mare, se topește avionul. Aoleu! Toți! Ungul plus! Așa. Nu, eu japonez, m-am gândit și la asta. Trimite noaptea prin surprindere. Da, frate. Salutare! Salut, Party People! Bine ați venit la un nou episod din Știri în Curugol, episodul 4. O emisiune care îți dezvăluie adevărul gol-goluț. Eu și cu cameramanii mei, nu Furtu Furio și Vrei Postul Daibanu, vă spunem bine ați venit la un nou episod. După ce Cornel de la trupa Vank a făcut mai multe critici la adresa Delii Matache, aceasta imediat a ripostat și a pus un clipuleț filmat cu telefonul ei mobil pe YouTube. Dar nu vă dezvălui mai mult, vedem următorul clip și o să vă dați voi seama despre ce este vorba. Era metru spre jos, mă iubeai până la cer și înapoi două nopți mai târziu. Nu puteam să mai zbor sau să mai fiu poza ta la minut. O scrisoare atât, nimic mai mult scria negru pe alb. Adio, exclamă la final, pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă, lasă-mă să mor, mi-e dor, fericirea mea la naiba. Păi a fost o glumă, eu știu că a ta repugune, acum nu te supăra. Glumim și noi ca între colegi. Sună bine, e bună ca manea piesa asta. Bună piesa, nu? Bună, Delia, bună. Iată că Rihanna nu este o fată cu minte. Bine, asta cred că nu e o noutate. Cred că știm cu toții. O să vedem în următorul clip, sprijinită de bodyguards, abia se mai ține pe picioare, tocmai ieșea de la un concert King of Leon. Haideți să vedem despre ce e vorba. Cred că are dreptate când spune, dar spune clar aici, bă, da, clar, nu vrea să fie model pentru nimeni, deci... Unguraică, beată, unguraică! Da, beată! Eu ai, mă, ce să spun, orez, sake, japonez! Normal. Iată că a venit și momentul Smiley, a scos piesa Criminal, ne dezvoltă un clip cu o variantă mioritică a cuplului Bonnie and Clyde, în care Smiley este prins ca... parte inocentă, dar se adaptează repede, nu știu de moment. Chiar au pus și ceva acțiune în el. Îmi place că nu se mai adună cum se adunau ei glașcă întreagă, așa toți ăștia de la ha-ha-ha și o puneau de hol. Hop, hop, hop. Bonnie and Clyde era unguri, nu? Nu! Nu! Erau români, unguri, tâmpit, prost, idiot, prost, cretin! Arde-l pe fraier! Trupa Black Sea Girl scoate și ea o piesă, bine, nu cred că o să facă o propunere pentru Summer Heat, dar este o bilă albă, pentru că încă se chinuie, încă muncesc și lumea știe că mai trăiesc, poate le pică și lor un botez, o nuntă, o pomană, un primer. Uite o știre care îmi place. Și mie. Fetele astea toate îmi plac. Sunt bune, când vine. Unguri pedofili. Gata, vei. S-a sfârșit și emisiunea asta, frate.
Hai, Chiocu, vrei postul, dai banul, nu fur, tu fur eu, hai, te trai de baftala, pa! Genibile. Ăsta este prezentatorul emisiunii Știrii Curgol. Și dacă vă uitați mai devreme la el, să știți că are o freză făcută în autobuz de către controlul. O companie, frate! Nu mă râde, mă! Iar eu și cu cameramanii mei, vrei postul, dai banul și nu fur, tu fur eu, o să vă demonstrăm și în episodul de astăzi. Zic că... Ce? Băi, episodul 4, nu? Vă zic, cum mă vede? Pentru toți cocalarii, să...